să avem pardon. Am avut și ghinion. Încet, toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securici. Bun venit la Starea Nației. Eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Sper că sunteți bine, fericiți, desigur, că profitați din plin de competența acestui guvern, la fel cum valul al patrulea al pandemiei profită din plin de proverbiala noastră ospitalitate și se simte excelent printre români. La cât de mult îl susțin președintele Iohannis, guvernul lui Superman ăsta, Nea Gheorghiță, ar fi și aiurea să se plângă valul ăsta al patrulea de rele tratamente. Mă uitam ieri așa în țară, e dezastru, oameni buni. Nu că ne prinde nepregătiți, zici că nici n-au fost 3 valuri până acum. Am intrat ieri într-o sală de sport. Nu mai există dezinfectant, nimic afișat acolo, distanță, nu trebuie să ai mască, absolut nimic. Am fost să alimentez la benzinărie, la fel, nu mai există niciun marcaj pe jos, au șters tot, distanțe, dezinfectant, mască, nimic. Avem deci în față o mutație de 1500 de ori mai contagioasă, despre care știm că va face ravagii acum, zilele astea. 7 din 10 români nu sunt vaccinați, ATI-urile sunt deja full, iar noi ne comportăm ca și cum nimic nu ne poate atinge. Și luăm peste picior pe Câțu că se crede Superman. Haideți, mă! Ne înghesuim la spectacole, la festivaluri, mergem la școală. Ok, dorința guvernanților este să dea iar stare de urgență ca să ne bage în izolare și să poată să pună labele pe banii ăia mulți. Dar noi chiar le facem jocurile ăstora. De la o singură persoană care este infectată, se poate ajunge în 2 luni la aproximativ 390.000 de persoane care sunt infectate cu SARS-CoV-2. Uite acum mi-a picat, auzi, al patrulea val. Pătrarul, deci, nu? Sigur, nu ne-am fi așteptat la altceva de la acest stat, nu? De la cei care îl reprezintă. De ce ar fi gestionat acești oameni pandemia altfel decât au făcut-o? Adică prost și foarte prost. De ce să fi fost ei buni în gestionarea pandemiei când au arătat că sunt proști în toate celelalte lucruri? Haideți, mă, oameni buni, noi suntem definiția nebuniei. Așteptăm mereu alte rezultate lucrând cu aceiași tâmpiți. Peste tot în lumea asta au fost demiși miniștri, au plecat specialiști, au fost scandaluri pentru vaccinare, pentru tot. Doar la noi, tată, liniște și pace. O campanie de vaccinare condusă execrabil de Câțu și Gheorghiță. Să-mi explice și mie cineva asta, vă rog eu. Când ai o campanie de vaccinare care abia a trecut de 30%, iar tu ți-ai propus 70% până în data de azi, de ce nu pleacă din funcții cei care au coordonat această campanie? Adică, oameni buni, eu aici, dacă nu fac audiența scrisă în contractul ăla nenorocit cu emisiunea, plătesc, mă, vin cu bani de acasă. Gheorghiță, ale cărui greșele au dus și vor duce, stați să vedeți ce vine, la atâtea decese, nu răspunde niciun fel? Valul 4 nu se poate justifica atât timp cât avem vaccin și trebuie doar să ne vaccinăm. Vasilică, acum o lună. E cât de aerian să fii ca să spui așa ceva? Ar trebui să ai dosar penal imediat după o asemenea afirmație. Pentru că astfel de afirmații au omorât oameni până la urmă. Mare parte din problemele de acum există pentru că oamenii ăștia care ne conduc habar n-au despre ce vorbesc. Sunt complet irresponsabili.
Valul ăsta al patrulea venea oricum, cu vaccinări sau fără. Contează câți oameni ajung la spital, despre asta e vorba. Câte cazuri grave ai și ce mortalitate. Pentru că vom ajunge zilele astea, rapid veți vedea, în situația în care vor muri oameni cu zile, pentru că nu vor avea loc la ATI. Vasilică și Gheorghiță au abordat așa problema. Ne-au aruncat niște vaccinuri pe jos, cum arunci grăunțe la găini, știi? Luați-mă, luați-mă și Valea, da? Băi, alo, dacă nu vă vaccinați, e fix problema voastră. Pe noi ne doare la spate. Păi nu e vina noastră, bă, că sunteți un popor de tâmpiți, nu? Iar asta, atitudinea asta, spune totul despre cum ne văd acești oameni. Cum pentru ei suntem doar niște viermi. Mă rog, așa popor, așa conducători. Ia uite, tot Vasilică. Ținta vaccinării este aceea de a elimina pandemia și ținta este atinsă. Ah, era atinsă la el în Bostan. Declarația asta e făcută la finalul lunii iunie. Râdea pandemia și cu fundul de Vasilică al nostru. Îi ziceau toți, băiatule, vezi că sfilează o lampă grav de tot. El, nimic. El și domn președinte nu mai puteau de atâta succes al vaccinării. Da, se pupau singuri în oglindă. Înființaseră ei, poate vă amintiți, și așa numitul, cum îi zicea, Comitet Interministerial pentru Revenirea României la Normalitate, începând cu 1 iunie 2021. Și a revenit, da, a revenit, cum să nu revină România la normalitate? A revenit în forță. Asta e normalitatea noastră azi, grație competenței acestor oameni. Iohannis, Câțu, Gheorghiță, spitale pline, prea puține vaccinări și din ce în ce mai multe infectări. Un succes colosal! Intensitatea acestui val 4 în care am intrat, cel mai probabil acesta va fi poate cel mai intens val pe care îl trăim. Din nefericire, lucrurile sunt mult mai accelerate, dată toată această situație fiind generată de contagiozitatea acestei tulpini. Zi să trăiești tu cu metre, nu doar că e mare, dar ne-a luat și prin surprindere, a? Noi încă ne scoteam nisipul în chiloți și n-am văzut că vine, domne, e mare, ne termină, gata, nu? Aflăm deci acum de la Ministerul Sănătății că, domne, s-ar putea să fie cel mai al dracu val ăsta. Na, așa aflăm noi, abia atunci când nu se mai poate face nimic. Repet, întrebarea care trebuie pusă e asta. De ce s-ar fi comportat acești oameni altfel decât foarte prost? Prost fac tot ce fac, așa că prost au gestionat și pandemia. Prost, dar cu profit pentru cine trebuie, da. Au fost furăciuni cu măștile, cu dezinfectanții, ce nu s-a văzut. Vreun dosar, ceva? Nada. Dar stați liniștiți, suntem pe mâini foarte bune, da? Auziți aici la nenea interimarul de la Sănătate. Astăzi avem, dacă vreți, după 5 zile de mandat, 200 de paturi ATI în plus. Dar avem un plan de reziliență pe paturi, care a fost asumat de toată lumea. Doamne, are un plan de reziliență pe paturi, frate. Ăștia așa trebuie pedepsiți, pe cuvânt, să-i pui să explice ce au declarat. Îi omori, plâng, cerând durare în genunchi. Are plan de reziliență pe paturi, sunteți nebuni, le-a dat rușine tuturor. Cum să fie ceva ok când noi îl avem ca specialist pe Neluțu Tătaru? Păi am înnebunit, un băiat venit și el la București să facă niște bani și care când vorbește să ofilezi florile în glastră. În sectorul esențial, să spunem, să avem o vaccinare obligatorie. Doamne, dar cât de neesențial ești tu, tăticule? Asta e altă problemă a acestei guvernări. S-au tot făcut comisii și comitete de tot felul cu componența la secret. Da, ei se tot referă la specialiști, tot trag cu specialiști în comunicarea publică. Dar care să ia? Cine sunt ei? Pentru că altfel toți specialiștii pe care îi vedem noi în media îi contrazic pe specialiștii lor. Și nu mă refer la Dan Bittman, că și el apare în media. La medici mă refer, la cercetători, specialiști, oameni care au citit niște studii medicale. Așadar, care sunt acei specialiști ai guvernului?
că poate constatăm naiba că unii sunt și colo și colo. Cum era Ponta, ca deputat vota ceva, ca prim-ministru avea altă părere. Și cât de specialiști sunt ei dacă se lasă conduși de unul ca Neluțu Tătaru? Nu trăiesc în beciuri, în peștere acei specialiști? De ce nu-i vedem niciodată la Meclan? Mitologia corupției la români. Și chiar dacă o să enervez foarte tare pe unii, doar asta mai vreau să zic, nici nu știu cum să o spun mai bine. E un gând care nu-mi dă pace de câteva zile, pentru că și eu am rude și prieteni apropiați nevaccinați și care au comorbidități sau care au trecut prin boală de suficient de mult timp încât să ia și varianta asta nouă a virusului. Și când ieșiți din casă zilele astea, când vă vedeți cu oameni, dați mâna cu ei, îi îmbrățișați, că am văzut că toată lumea cu să ia din nou în brațe, mergeți la spectacole, la petreceri, la nunți, la părinți, la școală, fără să vă luați măsurile de siguranță, ar fi bine să vă străbată gândul ăsta. În curând, e o chestiune de zile, din păcate, vom plânge din nou când vom afla că cineva drag a murit răpus de acest virus. Și cred că trebuie să ne întrebăm serios dacă nu cumva viteza asta nebună în care trăim, tehnologia și idioțenia asta de consumerism, nu ne-au făcut să privim și viața ca pe ceva consumabil. Ai auzit, dragă, a murit prietenul tău de o viață, Mircea. E, asta e, dragă, pot să joc table și cu Vasile, ce... De-aia zic, să fim din nou pregătiți să ne plângem morți. Noroc să ne dea Dumnezeu. Noroc. Și acum, dragii mei, mă scuzați un pic, doar un pic, că am ceva treabă, da? Am ceva treabă, revin imediat. Unde e, mă? Unde e, mă, că era aici? Băi, uite, gata. Mă, unde pleci? Că avem de tras emisiunea, vină înapoi. Băi, Marute, mă, o să plătesc curentul, da? Mă întorc imediat. Mă rog, dacă nu mă întorc, știți, manevra prezintă Ștefania și, da? Cum, mă, 800 de lei, mă? 800 da, da. De lei. Aici sunt, stai fără nădejde. Da, alo, glumă, da? Asta cu parul, cu râdem, glumim, dar nu părăsim incinta. Nu că trebuie să precizăm că unii... Nu știu, se schimbă niște lucruri în politica românească, nu vi se pare? În sensul că sunt coborâte de pe soclu niște personaje, cum ar fi și dânsul. Da, vedem zi de zi tot mai mulți oameni care l-au susținut pe actualul președinte, nu știu, muzicieni, actori, influenceri de ăștia cu burta goală, spunând că, vai, dar ce se întâmplă? Nu-l mai recunosc pe președintele nostru! Sunt postări pe tot internetul care încep cu... Deci eu l-am votat și l-am susținut pe președintele Klaus Iohannis. Da, de două ori l-am votat. Și mi-a plăcut la el că era așa și pe dincolo, dar acum nu-l mai recunosc pentru că... pe scurt, că sunt foarte lungi postările astea, știi? Când ești vinovat, așa scrii mult. Și Iohannița, doamne, e prost și rău și e cum erau pesediștii, ce să mai... Și-a schimbat haina, dar năravul nu. Normal că președintele nu s-a schimbat deloc. El așa a fost de la început. Un profesoraș lipsit de orice fel de carismă, avar, pus pe îmbogățit și apoi pe obținerea de putere, pentru care a fost în stare de orice. Chiar și să meargă de mână cu pesediștii la Dan Voiculescu să-l aprobe ca premier. Deci problema aici nu este Iohannis. El nu s-ar putea schimba nici dacă ar vrea. Problema este la cei care încă se îndrăgostesc ca fraierii de politicieni. Știți cum se întâmplă în tinerețe când te îmbeți rău de tot, mă, dar rău de tot, mergi cu unul sau cu una acasă, după caz, rezolvi problema seara, iar a doua zi te trezești, te uiți lângă tine... Te sperii, apoi te uiți din nou și ești... Mamă,
vai ce mă doare, bă, în halul ăsta să mă fi îmbătat. Așa și alegătorii care se tot îndrăgostesc. S-au trezit acum din beție și să-mi trag una, iar am făcut-o. Da, iar ați făcut-o. Trebuie să recunoaștem o chestie. Deși este un personaj cu totul și cu totul anost, președintele a făcut una dintre cele mai bune glume de după 90. Proiectul România Educată. Mi-am făcut celebritate cu o intervenție. Cine tace și nu face? Sau face? Eu cred că Partidul Național Liberal nu are nicio datorie față de președintele Iohannis. Din potrivă. Adevărul este că domnul președinte vrea numiri exclusiv politice pentru a se asigura că între politicienii nu interferează un factor extern perturbator. Iată, Dita mai Vlășganul a rămas în fundul gol. Un președinte slab care se târăște spre finalul mandatului înconjurat de arme, de servicii și de o facțiune de slujbi din PNL. Și, mă rog, încă niște pupincuriși de prin presă, ONG-uri. Atât de trist. Nu știu, nu credeți că în aceste zile asistăm parcă la un concurs de sărituri în lada de gunoi a istoriei? Dar, să nu uităm că avem acest președinte chiar atât de slab și pentru că Veorica, nu știu, o avea ceva să ne spună domnul Marcel, domnul Ciolăcel? Oare a fost manevră ca domnul Feru Cotrocelu să candideze cu doamna Pământ de Flori? Oare n-a fost și atunci același blat pe care îl vedem acum? Ne putem întreba, nu? Încă ne mai putem întreba chestii cu voce tare. Marcel Ciolacu, un prieten foarte bun. Sunt oameni care au pus suflet. Neaferu, s-o pupi în freză pe doamna Pupăză, că ea te-a făcut președinte a doua oară, cu inteligența ei, dă! Doamne, cât am mai făcut-o și pe femeia aia în toate felurile, dar de limba lui domnul, ce să zicem noi? Prezentul acestei instituții prestigioase rămâne tributar eroismului și faptelor de vitejie ale înaintașilor. Duceți mai departe o prețioasă moștenire. Valorile armatei române, ghidată de jurământul lui Hipocrate, de abnegație și luptă necontenită. Da, așa a ținut-o azi la 190 de ani de existență a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central. La mulți ani. Probabil când se va lăsa de treaba asta cu președinția, domnul o să lucreze pe post de tonomat. Da, îi bagă copiii bani și el spune prostii de astea de clasa a treia. Mă rog, le citește de pe foaie, că... Oricum, părerea mea este că în aceste zile s-a cam stabilit cum va fi ținut minte Iohannis. Și va fi ținut minte fix așa, un mormăit, un mocăit, un mutulic, un tip care a vrut casele mele, guvernul meu, parlamentul meu, serviciile mele, iar când le-a avut, a făcut rahatul praf. Un președinte care a cumpărat arme cum își cumpăra udrea poșete. Din banii noștri, normal. Nu ne rămâne decât să privim cu încredere către viitor. Pentru că sigur va apărea altcineva de care să ne îndrăgostim, nu? Dar pe de altă parte, mie mi se pare normal. Deci normal. Pe de altă parte, s-a întâlnit domnul Feru Cotrocelu cu băieții din energie, da. Pe același principiu al lui Vasilică. Să înțeleagă naiba odată cum s-au mărit facturile astea. Că s-au mulțit zerourile pe facturi ca iepurii. Domnul Feru, vă zicem noi de unde-s facturile mari, domne, că ne-a zis o vrăjitoare, da? S-a ciordit, bre? Furăciune? Profit nejustificat rezultat al faptului că firmele care fac asta să cartelizează acolo între ele, domne, face monopoale și... Adică să înțelege între ele să ne ardă la cașcaval. Asta ar trebui să stabilească în primul rând guvernanții și instituțiile statului.
Cât e, domne, furăciune din facturile de azi? Da, e o creștere a energiei peste tot, dar nu dublu, nu triplu, ci câteva procente acolo, maximum 10. Președintele Klaus Iohannis a transmis conducerii Enel că este necesar un efort comun al companiilor și autorităților statului pentru găsirea celor mai potrivite măsuri de protejare a consumatorilor vulnerabili. S-au întâlnit ca să se pună de acord că ar cam trebui făcut ceva. Nu, domnul Feru Cotrocelu, dacă ai fi lucrat pentru cetățeni, ai fi spus că vor fi anchetați pentru că au umflat facturile și le umflă în continuare. Punct! Consumatorii sunt vulnerabili pentru că voi îi țineți vulnerabili cu bună știință. Pensii mici, salarii mici, hoție multă și niște legi prin care acordați milă. Lucrurile stau astfel. Ce compensăm acum la plata facturilor? Hoția unora? Păi e ca și cum dacă ești jefuit, vine polițistul la tine și zice: ia bre banii ăștia de la mine, dă-l încolo de hoț, lasă-l în plata domnului. Și nu depune nici plângere, că îmi faci mie belele, trebuie să fac dosar. Păi nu? Adică haideți să compensăm pe niște facturi corecte. Să nu subvenționăm de fapt hoția, că asta faceți voi acum. Bine, v-am zis, în cazul de față, statul e și hoț și polițist din moment ce are acțiuni la firmele de energie. Surse guvernamentale spun că până la 40% din facturi ar urma să fie compensate, iar pentru scăderea prețurilor se analizează și eliminarea accizelor din prețul energiei. Și altă chestie, cu ce bani compensăm noi facturile astea? Păi cu banii noștri, că doar nu cu banii extraterestrilor. Și o luăm de la capăt cu cântecul ăla vechi. Ia uite, în loc să facem școli, spitale, dăm bani hoților din energie. Legal, frumos, pe consumatorul vulnerabil. Să vă zic ceva. Asta mi se pare cea mai abominabilă descoperire a democrației noastre. Să-ți fie prezentată hoția ca o mare salvare. La fel a fost și cu marea privatizare. Securitatea știa foarte bine ce se va alege de privatizarea asta. Securiștii, nomenclaturiștii și oamenii lor au furat tot ce mai era de furat, dar au prezentat poporului povestea cu privatizarea, cu investitorii. Și în loc de investitori, tehnologizare și locuri de muncă bine plătite, am avut tot felul de pârliți care au venit să ia, nu să bage bani, concedieri în masă și fabrici vândute bucată cu bucată la fier vechi. La fel e acum cu legea consumatorului vulnerabil. În loc să taie furăciunile din facturi, politicienii nu știu cum să le dea banii mai repede ăstora. Iar asta ți-e prezentată ca o mare realizare, da, ca o grijă față de oameni. Marși, mă. Practic, aceeași strategie pe seama unui popor la fel de ușor de dus de nas. Bun, haideți, dragi români fericiți, am revenit. Mă rog, dacă vă permite bugetul, să vă uitați și la partea a doua a emisiunii, adică e exclusiv treaba voastră. Dar am vești foarte bune, să știți. Da, că între timp, la publicitate, s-a muiat și Supermanul ăsta. În ședința de guvern de astăzi am avut discuții despre plafonarea prețului la gaze. Căutăm cele mai bune soluții pentru această perioadă în care prețurile au crescut. Alo, stați așa, domnul. Păi parcă aveți deja cea mai bună soluție. Căutați una și mai bună? Există așa ceva? Vai, dar cum se poate? S-a înșelat vreodată Florinică Vasilică? Ori a uitat ce a zis acum două săptămâni, așa, cu un pic de... Da, avea aici pe la colțurile gurii, așa, un pic de scârbă. Vă spun din capul locului că nu vom interveni pentru a plafona prețurile. Asta ca să fie foarte clar. Foarte clar a fost, într-adevăr, domnul Superman. Acum a acceptat să ia în calcul și alte variante. Ce să vezi? Au acceptat liberalii să iasă din obsesia lor cu piață liberă, piață liberă, piață liberă. Îi trezești din somn pe nebunii, întreb cât e ceasul, îi răspund: da, este 3:30 și piața trebuie să fie liberă. Nimă, liberă, liberă, dar hai să vedem că nu e nicăieri în lume.
că riști să rămâi cu o piață liberă pentru 100 de oameni, da? Să rămână în piață doar aia 1% cu salarii de 3.000 de euro. Restul, leșinați, rupți de foame, fugiți care încotro. Bă, nu mai e nimeni pe aici, e goală piața, dar e liberă. În Uniunea Europeană sunt mai multe țări, deja 6 țări cred că sunt, care vorbesc despre plafonarea prețurilor. Am fi ciudat ca noi să fim țara care are cel mai mare preț și să suportăm noi toate costurile. Lăsați, domnul Superman, dar de ce ar fi ciudat? Cum suntem ciudații Europei la orice, de ce n-am fi și la prețuri? Ce la procentul de vaccinare nu suntem ciudați? Și ca să înțelegem perfect demența în care ne aflăm, iată ce spune azi Orban. În planul imaginii externe, imaginea României este șifonată. Investitorii se gândesc de 7 ori dacă să mai investească în România, ca să nu zic că e posibil să și fugă unii. Creăm premize pentru scăderea ratingului, pentru pierderea ratingului. Și așa ne împrumutăm cel mai scump din țările Uniunii Europene. Leul a scăzut. Perfect! E, acum vă rog, explicați voi cuiva de la UE că domnul care tocmai a spus toate astea este președintele principalului partid de la guvernare. Ridicol, penibil. A, să nu uit, foarte amuzant, mi se pare că ăștia din PNL care au rămas la guvernare își tot împart ministerele care erau la USR Plus. Da, zici că au câștigat ceva. Nu-i vedem noi, dar probabil că ei au dat pe gât niște șampanii de-astea complicate, păi. Nu dorim să mai renunțăm la Ministerul Fondurilor Europene. Știind ce bani sunt la Bruxelles. Sunt bani foarte mulți. Banii! Să ocupe ministerele cu bani. Asta e tot ce contează. Ocupați gările, cum era la Revoluție, nu? Vă dați seama că treaba asta îi măcina urât de tot pe cei din PNL. Bă, vin banii europeni și noi o frecăm cu ministere de-astea de operetă, iar ăștia de la USR Plus vor sta pe un munte de bani. Dă-i dracule, dăm cultura și educația fizică și sportul. Și recreația. Da, facem ministerul recreației. Restul, la noi, tată, la băieții care știu, bă, cum e cu contractele, cu alea, că ne-am mai uitat și noi la PSD și cum să facem, am mai învățat când am lucrat împreună, pot o să lucrăm din nou. De asta mi se par așa de o infinită naivitate cei de la USR Plus când o țin ei cu coaliția, că, bă, să facem iar guvern, că noi suntem serioși cu reforme, alo... Mă, băieți, mă, sunteți la fel de departe de guvernare ca Veorica Dăncilă de funcția de președinte al României. Despre ce vorbim? Dacă motivația ruperii coaliției este programul Angel Salini, atunci țin cu PNL. N-ați o frântă că ți-am dres-o. Nenea este Radu Moldovan, lider PSD la Bistrița. Da, șef de Consiliu Județean. Abia așteaptă să vină domnul Angel Salini și pe la el pe-n sat. Că el așa a înțeles, da, că e un domn, Angel Salini îl cheamă, care o să umble cu bani prin țară și o să-i împartă primarilor, baronilor, altor secături politice. Și încă o chestie pentru domnii de la USR Plus. Cred că ar fi trebuit să ieșiți public și să sancționați asta, dur, nasol. Ce bine e să ne vedem cu toți aici în format fizic. Câțu nu doar că a dansat cu ciuma roșie la începutul anului școlar, dar s-a mozolit puțin și cu piedone. Omul condamnat, omul cu dosar greu la colectiv, omul care reprezintă o anumită epocă foarte tristă a acestei țări. Asta trebuie să înțelegem. Ăsta-i Câțu. Zice că îi place Metallica, dar după aia joacă pe tot ce-i cântă bătrânii din politică. Eu sunt sincer, foarte sincer. Eu spun lucrurile pe nume. Iar acum... Doamnelor și domnilor, șoc și groază! Doamna Raluca Turcan, țineți-vă bine, va avea o rubrică în emisiunea Starea Nației. Da, da, asta e ce să... Am dat-o la pace pentru liniștea noastră, a voastră, să nu mai intre peste noi în platou, să nu ne mai deranjeze atât. I-am oferit un job part-time. Da, gata, n-o mai lungesc, să nu ne trezim că intră șoșoacă peste Turcana, asta ne-ar lipsi. Așadar, o rubrică nouă în programul Starea Nației. Sfaturi prețioase de la Raluca Turcan. Prețioase? Ho, ho, ho! Numai perle, diamante, safire, sfaturi de firmă, bă, nu așa... Vă rog.
Bună ziua și bine ați venit la rubrica mea Sfaturi de la Raluca Turcan. În ultima perioadă, mulți români s-au plâns din cauza că s-au scumpit alimentele. Pentru ei am o soluție simplă. Dacă prețul de la raft vi se pare prea mare, încercați să mai și negociați. Pe fond, așa se face când ți se pare că un produs costă prea mult. Nu te duci la politicieni să te plângi. Să știți că și noi, politicienii, avem problemele noastre. Avem familii, avem case de întreținut. Nu stăm să-i purtăm de grijă cetățeanului. Cetățeanul trebuie să învețe să se descurce și singur. Pentru că nu o să fie mereu politicianul acolo ca să-i dea și să-l ajute. Așadar, primul sfat pentru români e să învețe să negocieze. Să zicem că e 5 lei litrul de lapte. Iei cutia de pe raft, te duci la casieră și îi spui: îți dau pe ea 2 lei 50. Atenție! Casiera o să țină la preț, dar nici așa nu trebuie să vă lăsați. Nu uitați, oameni buni, prost e ăla care dă, nu ăla care cere. Al doilea sfat pentru românii care se plâng de scumpiri. Nu mai fiți săraci! Ați observat că atunci când dai bani, nu te mai interesează dacă un produs e prea scump? Pe fond, sfatul meu este să aveți bani. Cum să faceți rost de bani? Este la libera voastră alegere. Dar sunt foarte multe metode. Nu aș vrea să vă impun eu una anume, pentru că, pe fond, nu suntem într-o dictatură. Al treilea sfat. Dacă un lucru vi se pare prea scump, puneți pe altcineva să vi-l cumpere. Pe fond, cum sunt o grămadă de servicii de livrare care fac cumpărăturile pentru dumneavoastră și vi le aduc pe urmă acasă. Doamna Turcan, stați un pic, că nu e așa. Cum să nu fie așa? Nu e așa. El este valetul meu. Tiberiu. Tiberiu. Da, păi, doamna Turcan, firmele alea care aduc cumpărăturile acasă, din ce bani fac cumpărături? Tot din banii dumneavoastră plătesc, doamnă. Păi și acum am zici? Păi am presupus că știți. De unde să știu? Crezi că le știu pe toate? Doar nu am lampa lui Aladin ca să pot să fac asta. Dar nu asta face lampa lui Aladin, doamna Turcan. Deci te rog frumos, dar nu mai... mă pui într-o lumină proastă. Nu mă mai contrazice. Bine. Nu mai zic da? În regulă. Da. Așa, rămânem agreați, da? Pe această înțelegere. Să trecem mai departe. Al treilea sfat pentru români. Al patrulea, doamnă. Al treilea a fost mai devreme. Da, ție chiar nu ți-e rușine? Deci chiar mă contrazici în continuare? Lasă-mă, te rog, să-mi termin ideea. În 28 de ani, oameni buni, de când sunt eu pe acest pământ, nu am mai văzut om atât de obraznic. Nu de... aveți 28 de ani, aveți 45, doamna Turcan. Nu, deci nu se mai poate. Nu se... Al patrulea sfat pentru români e să-și concedieze valetul dacă e prea obraznic. Afară! Și vă propun să vorbim un pic și despre cel mai partid serios în tot haosul ăsta. De aur, zic. Da, păi dacă au plecat oamenii la luptă, atunci aia e, tăticu, să duc înainte. Că înainte era mai bine, vorba aia. O să treacă moțiunea asta, o să fie alt guvern și ei tot așa vor fi. Haide, dă-i, arde-l, filmează-l pe fraier, dă-i, prinde-l. Bă, Simioane, prinde-l pe ăla, vezi că scapă Roman. Nu o găs pe acțiune ei. Nici n-au timp să gândească, pentru că au foarte, foarte multe chestii de făcut, au treabă. Am venit cu steagul tricolor pentru a ne apăra tot ce înseamnă România. Domnul Roman, care va conduce astăzi ședința, de data asta regulamentar și constituțional.
Asta zic, ok, cazuri de internare, da, oamenii au dreptate, vor moțiune. Sunt precum copiii ăia alintați, dacă nu le iei ce vor din magazin, să tăvălesc, urlă, să învinețez la față, fac pe ei, aruncă cu rahat în trecători. Ce să... Am lucrat aseară la o plângere împotriva domnului deputat Roman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, în care solicit să se constate că dumnealui nu avea calitate de a conduce acea ședință. Ce ai, mă, talentul nostru! Românilor, dacă le dai o pietricică și îi lași singuri într-o cameră o oră, când te-ai întors, au făcut deja 3 comisii, s-au dat în judecată. Unul plânge într-un colț că a luat bătaie, altul a sunat la DNA de la pietricica aia, care oricum între timp a dispărut. Și care se pare că până la urmă nici n-a existat, de fapt. Da, trebuia să fie o banală moțiune de cenzură. Păi s-a putut cu ăștia, normal că nu s-a putut. E cu răniți, cu morți, cu CCR, cu PCR, cu spurcați, cu... Bă, chemați-mă niște popi, a? Să dea cu niște ceva pe acolo, să mai scoată dracii din ei. Invit la cuvânt din partea grupului AUR pe domnul Simeon George Nicolae, liderul USR. AUR, îmi cer scuze. Domnul Roman, aveți grijă că nu prea stați bine pe scaun acolo. Stau foarte bine, domnul Simeon. Asta până... Aveți grijă dumneavoastră. A, da, o glumiță, o caterincă, dar consecvenți, cei de la AUR au zis, băi, valea mă, noi nu mai votăm nimic în acest parlament până când nu se votează moțiunea. Foarte bună atitudinea. Bă, nu credeam să spun asta, felicitări. Adică ăștia alții sunt de obă dreacu de Constituție, nu? Azi ne comportăm ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Da, să ne jucăm de legile ca înainte. Bă, nu merge așa. Și vă propun să facem și o scurtă incursiune în lumea patologicului. Vă promit, nu stăm mult. Primul rând, întreb și eu, mă, cât de dezaxat să fii ca să postezi așa ceva? Deci acest Florin Claudiu Nimen Roman se compară cu Ion Rațiu înconjurat de mineri. Doamne, mâine, poimâine o să ne spună cum a murit el pentru noi la moțiune, ca să fim liberi, să avem un salam pe masă. Nu, serios, ce să se întâmple între acele urechi, astfel încât personajul să ajungă să se compare cu Rațiu? Și cum să nu-i zică, bă, un Câțu... Nu, mă scuzați, nu Câțu, că el se crede Superman, să... Nu, mă rog, altul de pe acolo, că or mai fi unii care n-au nebunit definitiv. Bă, eroule, scoate-mă poza aia, că râd și curcile de noi. Președintele poate să rezolve criza... Astăzi, soluțiile simple, un tete-a-tete de 15 minute. Adică să se dea cap în cap cu cineva? Păi nu e drept că domn președinte are cap din fier și nu... Dar de ce, domnul Orban? De ce? De ce să se încheie o criză atât de frumoasă? Să mai lase puțin, că acum vedem și noi caracterele. Acum se aleg lingăii de ăia cu un ciot de coloană vertebrală. Acum vedem și noi găștile. Acum ne dăm și noi seama cât de dușmani sunt unii ca pesediștii cu unii ca liberalii. Mărturisesc că n-am urmărit scenele cu foarte mare atenție și nici nu le voi urmări. Mergem mai departe, că tare mult mai e până de... Ce-i asta, mă? Ce-i asta, băi? Până departe. Tare mult mai e până departe. Oh, nu. Iar o veni și o șoaca peste mine? Că dacă am încuiat ușile, o veni în zbor, hă? Ai, mă, pot să trag și eu o emisiune fără să mă bruieze cineva? Cum? Ah, da, înțeleg că nu este... cioșoaca. Este doar un avion ăsta ușor de contrabandiști. Uf, ce bine am scăpat. Da, încă un avion de ăsta ne-a penetrat spațiul aerian și noi nici măcar nu ne-am dat seama. Cum bă să ne penetreze cineva și noi să nu... Da, l-au capturat autoritățile din Republica Moldova. Că știți cum e cu avioanele astea? Le prind ba polițiștii ucraineni, ba polițiștii moldoveni. Într-o zi o să le prindă niște pisici. Da, o să dea așa prin aer cu gheruțele și o să le prindă. Numai autoritățile noastre nu reușesc.
Ofițeri din țara vecină au explicat că avionul a fost văzut intrând în spațiul aerian al României la ora 1:42. O oră și 15 minute mai târziu este observat revenind în Republica Moldova. Am sesizat despre acest caz și colegii din România, care urmează să stabilească unde au ajuns țigările. Da, corect, trebuie să stabilească. Adică să se asigure că au ajuns țigările în siguranță, asta e ideea. Băi, te rog eu, termină. Păi nici vorbă. Nu e, colegii din România fac cercetări, s-a deschis o anchetă. Ce ai, mă? Este al doilea caz de contrabandă de țigări cu avionul descoperit în numai o lună. Bine, descoperit în sensul că, repet, l-au descoperit vecinii noștri din Ucraina sau din Moldova, nu instituțiile noastre, ca să fie foarte clar. Sau în sensul că ne-au stricat operațiunile, zi-mă așa. Ai, te rog, eu frumos, încetează. Cum să spun așa ceva? Zi-mă acolo la televizor. Mă, cum mă? Adică autoritățile noastre sunt mână-mână cu contrabandiștii? Da. Tu te auzi ce spui, mă? Hai, dispar de aici, te rog eu frumos. Doamne ferește. Băi, vă rog eu să tăiem asta la montaj. Du-te, domnule, de aici. Nu, deci s-a deschis o anchetă. Asta e important, vă rog eu. Restul, ce? Speculații. Probabil o să iasă și domnul Câțu nervos că este inadmisibil să le dea atâția bani instituțiilor abilitate și așa mai departe. Păi da, la armată, la interne, la servicii. După care... nu o să mai iasă nimeni. Poate la următorul avion prins de ucraineni. Sigur că va urma o anchetă. Da, cum deschid unii cutiile de bere, așa deschidem noi anchete. Ia zi, Lucică, deschidem o anchetă? Da, hai, bă, că și mie mi-o o poftă. După care, evident, nu le mai închidem. Exemple. O primărie execută o lucrare ilegală pe terenul unui minister. Se produce un accident, mor niște muncitori, autoritățile, 15 instituții. La o parte! Deschidem anchetă! Incendii în spitale. Anchetă! Și nu mai știe nimeni unde sunt anchetele astea. Accident cu mașina ministrului Bode. Se târâie ancheta de un an și ceva. Mineriadă, 1990, anchetă, 89, revoluție, anchetă și nimic. Deci, alu, autoritățile, mai închideți, mă, din anchetele astea, că ne ia curentul. Alu! Intervenim prompt, vom vorbi cu siguranță atunci când vom avea primele rezultate. Să avem pardon, am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securie.